În această dimineață, la noi la Crucea Roșie, a sosit o familie de pensionari din județul Sibiu, care ne-au impresionat incredibil. Au venit și au donat o sumă considerabilă, 3.000 de lei, ceea ce pentru o familie de pensionari este mult. Și-au donat banii aceștia pentru refugiații din Ucraina, pentru cei care vor avea nevoie de ajutor. Și mesajul lor a fost atât de simplu și de clar că facem asta pentru că asta trebuie să facem acum, fiecare din ce putem și cât putem. Ne-au lăsat fără cuvinte, adică de obicei suntem, nu știu, pregătiți ca pensionarii care vin către noi să ne ceară ajutorul. Și oamenii aceștia au venit și ne-au donat din puținul lor o sumă considerabilă și ne-au impresionat profund și le mulțumim. N-au vrut să facem poze, n-au vrut să facem publicitate, dar ne-au impresionat foarte mult. Mulțumim mult!